Salut! Sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți acest avion. Modelul numărul 2, care arată așa. Este roșu cu alb și cu negru. Culorile pe care inițial vă să le folosesc și la primul avion, doar că am folosit galben cu verde. Ca să nu mă repet, deși aș fi putut folosi alb cu albastru sau ceva de genul ăsta. Dar vedem la tutorialele viitoare la avioane dacă vom avea. Arată așa, este puțin cel mai mare decât celălalt. Și singura diferență între ele, după părerea mea, este că acesta are aripile altfel, în rest se construiesc cam la fel. La galben are aripile pe două niveluri, ăsta are pe trei și model pe ultimele, dar Uh, în rest sunt asemănătoare În fine uh, Cam atât cu prezentarea Haideți să trecem și la tutorial Și pregătiți-vă pentru că va fi unul destul de lung Organizat în mai multe părți Ok pentru acest avion o să avem nevoie de trei culori, negru, alb și roșu pe care l-am uh, aici, dar momentan îl vom folosi. Uh, și vom începe mai întâi cu negru și cu alb și va trebui să facem perechi din acestea mixte, de alb cu negru și perechi numai negru. Și vom lua o piesă neagră, o vom ține cu spatele și... În stânga ei, sper să se vadă de la lumină, nu știu cum să țin piesele. În stânga ei, deci pe brațul din stânga, o să punem o piesă neagră cu fața, da? Deci cea de jos este cu spatele, iar cea de, de sus, din stânga, este cu fața. Și noi va trebui să avem șapte perechi negre, pe care eu le-am făcut deja aici. După care o să le conectăm între ele pur și simplu ca orice altă pereche de piese, da? Deci avem aici una, două, pur și simplu luăm și le conectăm între ele: 4, 5, 6 și 7. Ok, și le vom pune deoparte. După care repetăm același lucru și la piesele, la perechile mixte, doar că piesa neagră. Va fi ținută cu spatele, iar piesa de sus nu va fi tot neagră, ci va fi albă. Și eu o vom pune tot așa în stânga și cu fața. Și din acestea va trebui să facem 9, pe care le luăm tot așa și le conectăm între ele. Exact așa. Și putem vedea că avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și cu cele 7 negre pe care le luăm și le conectăm și pe ele așa, în continuarea celor albe aici. Da? Se poate vedea? Sper. Dacă nu, o să mai lucrez eu la luminozitate din editor. Aveți grijă la piesele negre, ale mele sunt un pic mai fragile și de aceea o să fiu mai grijuliu, dar dacă ale voastre rezistă, nu aveți de ce să vă îngrijorați puteți folosi lipici dacă sunteți siguri că dacă simțiți că nu vă stă baza, dar eu nu am de ce. În fine, și aceasta este baza avionului, da? Pare puțin cam măricic aici, unde o să punem melicia, dar la final am să vă arăt eu cum rezolvăm treaba. Opa! Și acum, deasupra, unde piesa neagră este imediat lângă cea albă, aici, pentru că vedeți că avem două porțiuni, una neagră și una albă. Peste piesa neagră și cea albă vom pune o piesă albă cu spatele. Exact așa. Și repetăm același lucru și în partea cealaltă, pentru că trebuie să fie simetric. Exact așa. Iar aici, unde sunt piese albe, vom pune tot piese albe, dar cu fața. Deci, în toată această porțiune albă vom pune piese albe. Pentru că așa e și logic. Da? Deci, aici vom pune piese albe. Iar în partea aceasta unde sunt numai piese negre, vom pune doar piese negre. N-am să vă arăt cum pun piese peste tot pentru că pierdem timp, ci pur și simplu porțiunea neagră o umplem cu negru, porțiunea albă o umplem cu alb. Ok. Și momentan baza noastră, sau mă rog, corpul avionului, o să arate așa. După care o întoarcem în așa fel încât să vedem rândul de la baza de jos, acela negru, pus cu spatele, și îl punem, punem toată baza pe masă și apăsăm ușor pe acele piese negre de jos, în așa fel încât să ridicăm, cum ar veni baza aceasta, să ridicăm piesele în sus, ca și cum am construit un model normal, înțelegeți? Și noi doar îi facem uh, corpul, să zic așa. Cum am construit și la modele normale. De altfel, doar că de data aceasta avem un rând aici pus cu spatele, pentru că aici va trebui să vină elicea. Din nou, fiți foarte atenți la piesele negre. Nu știu cum sunt ale voastre, dar ale mele sunt foarte sensibile, așa că o să fiu foarte atent. După care, după ce ați reușit această mică operațiune, vom continua să punem piese albe și de data aceasta vom pune tot așa. Una aici albă, fix unde este cea pusă cu spatele și imediat lângă una neagră, exact așa. Și dacă ați făcut bine, vedeți că se creează o dungă continuă și nu sunt piese puse una peste alta. Adică dacă ar fi fost să fi pus una neagră așa, s-ar fi văzut urât. Nu, aici se păstrează o linie continuă de alb, o porțiune ca de alb și o porțiune de negru. După care repetăm aceeași operațiune și în partea cealaltă a modelului, în jumătatea cealaltă. Exact așa. Iar apoi această porțiune cu alb o vom umple cu piese albe, iar cea neagră cu piese negre. Ok, și o să arate așa. Vedeți că începe să prindă formă și chiar arată foarte bine. Pe măsură ce construim o să vă dați seama că arată avion, să mă rog, a corp de avion, că trebuie să-i facem și aripile. Bun, și din nou repetăm exact același lucru ca mai devreme, da? Aici, unde se întâlnește piesa neagră cu cea albă, unde e porțiunea aceasta. Punem o piesă albă cu spatele așa. Repetăm și pe partea cealaltă. După care aici unde sunt piese negre. Vom pune piese negre cu fața. Iar aici unde sunt piese albe. Vom pune piese albe toate cu fața. Bun și nu ne rămâne decât să repetăm penultimul rând făcut. Și tot așa aici vom avea o piesă albă. Imediat lângă una neagră, și vedeți că se respectă acea dungă de aici. După care repetăm și la cealaltă piesă albă pusă cu spatele. Una albă, una neagră. După care aici umplem cu negru în porțiunea neagră și în porțiunea albă umplem cu piese albe puse cu față. Ok, și o să arate așa. Acum pentru că am terminat cu alb și negru, dar doar pentru un moment, atenție. Vom începe să folosim și culoarea roșie. Și nu ne rămâne decât să adăugăm acum un rând de piese roșii puse cu fața deasupra întreg corpului acesta mic. Deci adăugăm deasupra un rând de piese albe roșii puse cu fața. Ok, și o să arate așa, da? Deci avem toate culorile, deja avem și alb, și negru, și roșu. Acum deasupra vom adăuga, tot așa, piese roșii puse normal cu fața și vom adăuga încă 4 rânduri. Deci, fără acesta pe care l-am pus aneuri, mai punem încă 4 ca în total să avem 5 rânduri roșii. Da? Deci, numărăm 1, 2 și. Tot așa până când avem cinci rânduri roșii în total. Ok. Și corpul nostru o să arate așa, da? Vedeți că avem cele 5 rânduri roșii, alb și negru. Bun. Și acum va trebui să adugăm în continuare rânduri roșii deasupra, doar că puțin mai diferit. Și vom începe așa. Urmărim aici unde uh, piesele albe se separă de cele negre, unde este dunga aceasta de care v-am zis la început, și mergem drept pe acea dungă și avem această piesă roșie de aici, da? Deci cum mergem drept pe dungă, avem piesa aceasta roșie. După care ne mutăm o piesă la stânga și între piesa aceasta de deasupra dungii și următoarea vom pune o piesă roșie între ele, exact așa, da? Deci cum ar veni deasupra primul, primei piese negre de aici, imediat de lângă cea albă, trebuie să avem o piesă roșie. După care, în dreapta ei, vom pune încă două. Exact așa. Deci începem de la piesa aceasta neagră, mergem sus și în dreapta ei vom avea două piese roșii. Deci în total trei. După care, sărim un spațiu, da? Deci ca și cum am pune o piesă normală, doar că o sărim. Lăsăm spațiu liber și punem încă 3 piese roșii. Iar apoi sărim încă o dată un spațiu, deci e ca și cum am pune o piesă, doar nu o punem. Și punem încă 3. După care sărim încă un spațiu și punem din nou 3. Eu deja le-am pus pe acestea la început ca să am un punct de reper. Și vedeți că dacă am făcut totul bine, ultimele trei piese acestea pe care le-am pus eu în video se opresc tot deasupra uh, dungii acestea negre, exact ca în partea asta, da? Bun. Iar apoi vom avea trei piese fix pe mijlocul porțiunii negre și 3 uh, roșii fix pe mijlocul porțiunii albe. După care vom lua și vom pune piese roșii deasupra celor de mai devreme, dar vedeți că există aici o diferență de piese, una este mai sus decât cealaltă pentru că sunt pe rânduri diferite și noi când punem următoarea piesă roșie de deasupra, pur și simplu le luăm și le prindem pe amândouă exact așa, iar lângă, la următorul grupuleț de piese, vom proceda același lucru, Vom face același lucru, vom proceda la fel, în așa fel încât să rămână o dungă între ele, din câte se poate vedea. Da? Și avem un spațiu liber aici și nu ne rămâne decât să repetăm același lucru la celelalte grupuri de piese. Și o să arate așa. Acum vedeți că dacă ați făcut totul bine... Va trebui să existe această linie între fiecare grupuleț. Și dacă le trag un pic în afară, rămân, rămân separate, da? Bun. Acum eu o să iau un singur grupuleț ca să vă demonstrez ce trebuie făcut în continuare. Iar voi va trebui să repetați același lucru la toate grupulețele, ceea ce am să fac și eu. Deci, luăm unul dintre ele, da? Se poate vedea clar care e, pentru că sunt dungile acelea care le uh, separă. Și tot așa punem din nou trei piese deasupra, roșii, bineînțeles, după care iarăși patru și pe margine vom avea o piesă așa, da? Și de-o parte și de alta. Deci exact așa. Am să mai fac la încă un grupuleț ca să înțelegeți exact ce vreau să spun, ca să vă dați seama cum trebuie să faceți și voi. Și nu uitați că dacă faceți totul cum trebuie, dunga dintre grupulețe se păstrează, da? Deci vedeți că avem aici trei piese, avem rândul acesta normal și dacă numărăm în sus, avem una, două, trei piese pe margine. Și grupurile, bineînțeles, sunt separate între ele, da? Se păstrează dunga aceasta mare. Bun, și eu am făcut două, mai rămân încă două, voi trebuie să le faceți pe toate și vom proceda identic ca la acestea două făcute deja, bineînțeles păstrând dunga liberă între ele. Dacă nu ați păstrat dunga liberă, înseamnă că ați greșit pe undeva. Deci, repetăm același lucru și aici. Ok, și corpul avionului o să arate până acum așa, da? Și exact cum ziceam, avem acele patru grupulețe separate unul de altul. Și ne uităm la cel care este strict pe porțiunea aceasta de piese albe, da? Numai și numai pe piese albe. Se și vede clar care este. Îl scoatem un pic mai în afară așa să știm care e. Și deasupra acestor patru piese roșii de aici vom pune trei piese negre tot așa cu fața. Una, două, trei. După care deasupra lor vom pune două piese roșii cu spatele, exact așa. După aceea, pe margine, vom avea câte o piesă neagră pe care o vom prinde tot așa, peste piesa neagră și cea roșie de aici. Deci, ca să păstrăm în continuare spațiul liber dintre grupulețe. Și în partea cealaltă la fel, exact așa. După aceea vom pune aici trei piese roșii deasupra, puse cu spatele. Apoi două roșii deasupra, tot cu spatele. Iar pe margine, bineînțeles, două negre puse cu fața, în așa fel încât să păstrăm marginea aceasta. Ok, și pentru moment o să arate așa. Iar la cealte grupulețe, de piese roșii. Pur și simplu ce va trebui să facem este să adăugăm ca până acum câte 3, după aceea câte 4 piese roșii deasupra. Exact așa, deci am pus mai întâi 3, după care 4 și din nou marginile rămân la fel în așa, în încât să păstrăm dunga aceea dintre grupulețe. Și facem acest lucru până ajungem la nivel cu piesa aceasta neagră. Deci în total va trebui să punem uh, încă trei piese în acestea. Să avem cam șase așa. Deci până ajungem la același nivel cu aceste două piese roșii și piesele negre. Ok, deci vedeți că am ajuns la același nivel cu piesa uh, cu piesele negre și cele două roșii de aici. Dunga dintre spațiul dintre grupuri în continuare se păstrează și este din ce în ce mai mare, ceea ce ne va face mai ușoară asamblarea aripilor la final. Și acum că am făcut acest lucru la un grupuleț, va trebui să facem la fel și la cealaltă grupulețe care ne-au rămas. Ok. Și corpul avionului o să arate acum așa. Vedeți că începe să prindă formă, și acesta va fi acel spațiu unde se presupune că ar sta pilotul la avion. Da? Bun. Acum, aici unde avem aceste piese negre. Vom pune 6 piese deasupra, sau mă rog, 6, câte vin? 5, cred. Uh, mai întâi le punem pe cele 3 deasupra, pe grupulețul nostru, da? Cu spatele. După care mai punem încă una aici, peste cea neagră și cea roșie și vedeți că dunga aceea se oprește. Deci spațiul dintre grupulețe se oprește odată cu acest rând pentru că urmează să le prindem între ele pe toate patru. Da? Și repetăm același lucru și în partea aceasta. Și avem aici 5 piese puse cu spatele, iar tot restul rândului va fi plin de piese roșii, dar puse cu fața. Însă, înainte să completez rândul, voi uni grupulețele aici cu piesele Roșii puse normal, așa fel să știm că am terminat cu ele. Și dacă ne uităm așa, nici nu mai e nevoie să separăm grupulețele, că se, ved, se văd dungile dintre ele. Ok, și acum restul rândului este plin de piese roșii normale. Ok, după care în centru aici, în continuare, avem o piesă neagră aici și una aici, exact deasupra celor de mai devreme. Între cele două piese negre avem două piese albe. Pardon, roșii cu spatele. Iar tot restul rândului va fi plin de piese normale. Roșii puse cu fața. Da? Deci tot restul rândului va fi roșu. Ok. Și avionul o să arate așa. După care aici în centru vom adăuga 3 piese negre deasupra celor două roșii în așa fel încât să terminăm cu acel spațiu unde am zis că va sta pilotul. Iar în continuare vom începe să descreștem numărul de piese de pe acest rând și aici în fiecare loc unde se conectează aceste grupuri de câte patru pie de, da, unde se conectează grupurile de piese, vom pune câte o piesă normală ca să ne asigurăm că le prindem cum trebuie. Da? Exact așa. După care, și în stânga, dar și în dreapta, unde avem aici piesele negre, vom pune câte două piese peste trei puncte. Da? Una așa. Bineînțeles, cu foarte mare grijă și încerca să... Cum să zic, să strângeți modelul un pic, dacă simțiți că nu se conectează piesele. Da? Și cea de-a doua piesă peste 3 puncte, care arată așa. După aceea, repetăm, am zis, același lucru și în partea cealaltă. Una și două. Și după aceea, vedeți că vine direct piesa aceasta care conectează grupulețele, deci totul e în regulă. Iar aici, în spate, nu descreștem numărul de piese, ci le punem normal. Da? Exact așa. Ok, și acum nu ne rămâne decât să adăugăm un rând de piese roșii normale deasupra. Da? Deci fiecare piesă peste două puncte, de data aceasta, nu peste trei, ci doar peste două. Și adăugăm un rând normal de piese roșii. Ok, și avionul o să arate așa. Vedeți că arată foarte frumos, zic eu, până acum. Mie mi se pare că arată mai bine decât cel din tutorialul uh, vechi, acela mare sau mă rog mic cum l-am făcut eu cu galben dar în fine aceasta a fost prima parte a videoclipului da este prima parte o să-l fac și pe acesta pe părți exact ca celălalt nu știu sigur dacă 3 sau 4 dar sigur va fi pe părți pentru că este un model mare și necesită un tutorial lung și eu zic că ne-am lungit destul de mult și până aici cu jumătate din doar corpul avionului și mai avem și aripile și detaliile deci aceasta a fost prima parte a videoclipului. Sper că ați reușit să ajungeți până aici și dacă vreți să continuați am să las uh, un link în descriere pentru fiecare dintre cele părți ale tutorialului. Acestea fiind zise, ne revedem în partea a doua.